Și sunt vești bune pentru angajații uzinei mecanice SADU. Ei își vor putea relua activitatea din data de 4 mai. Sute de angajați ai unității de armament sunt în șomaj tehnic de la 1 aprilie. Conducerea unității de armament a luat toate măsurile necesare pentru ca oamenii să revină la muncă în condiții depline de siguranță în contextul pandemiei de coronavirus. Peste 600 de angajați de la uzina mecanică SADU vor începe lucrul în data de 4 mai. Muncitorii sunt în șomaj tehnic și vor reveni la muncă, însă se monitorizează constant evoluția pandemiei de coronavirus. Noi am luat o decizie ieri că începem și reluăm activitatea pe 4, dar totuși mai depinde și cum evoluează problemele la nivel și la nivel local și poate și nu știu ce mai, o mai fi mai sus. Câți oameni se vor reîntoarce la muncă? În medie vreo 630. Pentru că paza și pompierii și cei cu foc continuu, ăștia au lucrat și în perioada respectivă. În unitatea de armament s-au luat toate măsurile necesare siguranței angajaților în contextul epidemiei de coronavirus. Noi am luat măsuri, am achiziționat măștii, am luat măsuri săptămâna asta pe sfârșit cu să pun cu absolut tot ce trebuie, detergent și toate ca igienă și inclusiv măști. Am achiziționat măști să dăm și la oameni și măști. Am luat niște măsuri pe fluxul tehnologic de separare ca să nu mai fie față în față, să nu mai fie unul lângă altul. Și astăzi avem la uzină să lucrează la așa ceva. Dar știți cum e, Doamne ferește, totul e până acolo. În această perioadă, în unitatea de armament a lucrat doar o parte redusă de personal. Oamenii veneau cu teama de a nu se îmbolnăvi la serviciu, astfel că a fost luată decizia ca aceștia să intre în șomaș tehnic.